Bună seara, după cursul jocului, sunteți supărat de rezultatul final? Da, bună seara. Normal că sunt supărat după cursul jocului pentru că meritam cele 3 puncte și sunt și mai supărat pentru indeciziile de arbitraj, greșeli majore, catastrofale din punctul meu de vedere. Mă vedeți prima oară în fața dumneavoastră de când am revenit în circuit când comentez arbitrajul, cu toate că mai am avut situații când puteam să o fac, începând cu prima etapă, cu Clinceni, cu penalti clar neacordat la Sepsi, etapa a doua la fel. Astăzi e o problemă majoră și dacă echipa a încercat 90 de minute și pentru asta apreciez efortul lor, a încercat să construiască, am încercat să avem mobilitate, am încercat să avem circulația mingei, am încercat să fim dinamici, să creăm. Am creat foarte multe ocazii. Prima repriză, 4 mari, bară. Repriza a doua, la fel, situații clare, ocazii multe, dar în același timp suntem conștienți că fotbalul înseamnă și momente. Și momentele au fost clare de decizii în defavoarea noastră. Echipa a căutat golul în ciuda unui teren cu mari probleme pentru noi, pentru că e greu să miști mingea cu calitate când avem așa teren, la fel e greu ca în ianuarie la minus 15 grade să crească iarbă, sunt conștient de asta. Dar din punctul meu de vedere, astăzi nu a fost o șansă ratată a echipei, ci o viciere clară de rezultat. Și este trist pentru că jocurile ar trebui să se decidă pe teren. Înțeleg că nu vezi o minge jumătate metru cel puțin în poartă. Adică toată lumea a văzut mai puțin cine trebuia, dar în aceeași fază nu vezi un hands clar. Dropa, uitați-vă la mâna care o pune și ca la, nu știu, ca la, că mai trebuia un mânuș. Nu o vezi nici pe asta, accept. Nu vezi nici la Armaș, mâna sus, îi vine mingea în mână, adică sunt clare. Înțeleg una, hai cu accept și pe a doua. Dacă nu o vezi și pe a treia, înseamnă că tu ai o problemă. Deci una peste alta, sunt nemulțumit. Sunt nemulțumit de rezultat, dar sunt mulțumit de eforturile echipei și de faptul că până la urma urmei am continua să recuperăm puncte. Aș fi vrut mai mult, ne-am fi dorit mai mult, dar am recuperat. Suntem la egal cu FCSB, în ciuda faptului că la un moment dat aveau 6 puncte diferență. Avem 4 plus față de Craiova, care erau ei 4 plus atunci când eu am venit și eu am încredere că următoarele jocuri putem să adunăm puncte întregi și să ne detașem în clasament. Se poate spune că de la frig au înghețat și golurile, totuși ocazia a fost în ambele repede. Golurile n-au înghețat, a fost gol. A fost mingea în poartă. A înghețat privirea domnului care ne-a arbitrat. Nu a văzut. Înțeleg că eu omenesc, îmi pare rău că spun asta și sunt un susținător fidel la arbitrajul românesc în continuare. Spun că avem arbitri foarte buni. Dar astăzi golul nu. Golul a fost. N-a văzut, nu știu, trebuia să se miște plasa ca să poată să identifice momentul. Deci, din punctul meu de vedere, echipa astăzi a marcat. Asta este realitatea. E o mare nedreptate, încercăm să ne împăcăm cu ea. Ciprian Deac a fost schimbat din rațiuni medicale? Chiar nu e cazul să comentăm acum fiecare schimbare. A jucat 85 de minute, aveam nevoie de al doilea atacant, aveam sub 21 care trebuie să fie mereu un teren. Adiță pe unii intrase pe parcurs, Pereira intrase pe parcurs, Antena cu Chipciu, fundaj dreapta, tot să împingem jocul. A fost decizia mea. Nu este nimeni 90 de minute cap-coadă. E un jucător capital pentru noi, extrem de important, dar am încercat să ne asumăm și mai multe decizii ofensive pe partea a doua a jocului, tocmai în ideea de a câștiga jocul. Eu am demonstrat, cred că, de fiecare dată, că atunci când echipa nu controla rezultatul și nu era cel pe care îl doream, că am avut reacție. Asta am făcut și astăzi. Deci chiar nu-i cazul să discutăm nominal de schimbări. Care sunt lucrurile pozitive cu care porniți înaintea următorului meci? Încercăm să ne legăm de ele. Cum am spus, echipa a avut atitudine, a căutat să joace, a căutat să miște mingea, am creat ocazii, am creat și alte situații din care puteau să genereze ocazii. Am marcat, nu s-a văzut, am produs și momente statice, în care eu am pus presiune pe care eu am avut, cum am spus, și două penalti. E greu să merg acum și să fac o analiză echipei strict fotbalistică. O să o fac, nu o să construiesc alibiuri pentru băieți din arbitraj, dar sunt multe elemente pozitive și faptul că suntem la egal de puncte acum cu una dintre contracandidate și îmi depășit-o pe a doua, sunt lucruri de care ne legăm și avem speranță că în următoarele jocuri să adunăm puncte întregi. Mulțumim, noapte bună! Cu drag! Seară bună!